Lămpile UV vor fi interzise în școli, Institutul Național de Sănătate Publică a tras un semnal de alarmă în ceea ce privește folosirea acestor instrumente pentru dezinfectare, atenționarea vine după ce săptămâna trecută mai mulți copii cu vârstă de 10 ani au ajuns la spital cu probleme oculare. Elevii au stat la ore cu lămpile UV de sterilizare aprinse în clase. Reprezentanții Institutului Național de Sănătate Publică spun că dezinfecția în școli trebuie să se facă conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății. Utilizarea lămpilor UV pentru dezinfecția sălilor de curs sunt nocive pentru ochii copiilor, iar săptămâna trecută mai mulți elevi au ajuns la spital cu probleme oculare. Întrucât accidentele survenite în urma utilizării lămpilor UV în unitățile de învățământ sunt tot mai dese, precizăm că specialiștii INSP nu susțin această metodă de dezinfecție, opinie transmisă de altfel tuturor instituțiilor ce au solicitat un punct de vedere în această direcție. Utilizarea dezinfecției cu UV este specifică unităților sanitare, fiind o metodă fizică de dezinfecție a aerului și suprafețelor din încăperi, se arată în comunicatul INSP Reprezentanții Institutului Național de Sănătate Publică recomandă cadrelor didactice să-i țină sub control pe copii. Respectarea igienii mâinilor și distanțarea rămân în continuare o prioritate, întrucât spun ei, aceste metode sunt cele mai eficiente pentru evitarea îmbolnăvirii de COVID-19. Totodată, atragem atenția că măsurile de curățenie și cele de aplicare a produselor de curățenie și a dezinfectanților, prevăzute atât în recomandările naționale cât și în cele ale Organizației Mondiale a Sănătății, igiena mâinilor, igiena respirației, evitarea aglomerației, aerisirea frecventă a spațiilor, sunt metodele dovedite ca fiind eficiente în prevenirea transmiterii COVID-19. În concluzie, metoda dezinfecției cu UV nu reprezintă o opțiune pentru dezinfectarea sărilor de curs în școli. Săptămâna trecută, patru copii din Galați au ajuns la spital cu probleme la ochi, iar alți zece au reclamat usturimi și dureri oculare după ce lămpile UV au stat aprinse în timpul orelor de curs.